Continuăm emisiunea de ale Buzeanului. Vorbim cu domnul Constantin Ionescu, este consilier local independent, așa cum bine știți, și sunt mai multe proiecte pe care dânsul se pregătește să le înainteze în ședința de Consiliu Local Municipal. Domnule Ionescu, am primit și continuarea mesajului referitor la parcările de pe marginea drumului. Ne dă și un exemplu telespectatorul pe strada Unirii, în fața magazinului Agricola, și spune: din moment ce nu s-a amenajat parcarea, de ce ne iau banii? Parcarea a fost atribuită în urmă cu ani de zile către societatea Urbis SRE pentru administrare și a fi taxată. Dumnealor au obligația de a administra, marca, îngriji, mătura, semnaliza corespunzător această zonă de parcaj. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, Duțu, mă numesc din Micro 14. Bună sunt seara. Un bunic. Am nevoata la școala din Micro 14. La joapă, domnul Bebe, să întrebe colegii din primărie: au nepoți sau copii la școala asta? Pentru că trotuarul de la biserică până la școala sportivă e groaznic. Copiii mici au și așa ghiozdane grele, sau cei cu trolerele nu pot să le ducă, e mai rău ca un drum de țară. Un drum de țară după ce plouă se face netez ca asfaltul. Să știți că are dreptate, e adevărat, și trotuarele chiar din zona școlii sunt copii mici. Ioanda Bala și școala... Da. De 4 ani de zile m-am rugat pentru stâlpii de protecție, cu ce cumva i-a pus anul trecut. Am rugat pe care am mai cunoscut și am intervenit. Dacă în caietul de sarcină ați vrea să puteți trece și 200 de metri, de sunt, mai mult nu sunt. Am trecut, și am trecut. E păcat pentru copiii ăștia să împiedice. Că sunt mulți, au și probleme cu vederea, sunt și mai puțin bolnaviori. Poate le faceți o bucurie până începe școala. Am înțeles, da, am trecut și o să sesizez și eu municipalitatea să vedem exact ce au un program și unde au un program. Vă mulțumesc mult și succes în continuare. Mulțumesc, o seară bună. Vă mulțumim și noi pentru intervenție, o seară bună, la revedere. Într-adevăr, ca după bombardament arată trotuarele de acolo. Ați trecut, nu? Da. Deci nu exagerează cu nimic telespectatorul. Și au fost mai multe apeluri, ținând cont de faptul că este și o școală generală în zona aceea. Mai exact. Avem și liceul Iolanda sportiv. Balaș. Da. Sunt multe întrebări pentru dumneavoastră. Spune un telespectator: rampele pentru persoanele cu handicap în multe locuri nu pot fi folosite deoarece sunt abrupte. De exemplu, intersecția Bălcescu-Unirii. Acolo rampele de pe trotuare spre stradă nu pot fi utilizate, nu se poate urca și coborâ de către cineva care se află în cărucior. Și nu numai acolo, sunt foarte multe zone unde nu pot fi practicabile din punct de vedere al persoanelor cu dizabilități. Sunt necesare măsuri ample din punct de vedere, așa cum am spus, pentru că infrastructura stradală presupune și parcaje, dar și ceea ce înseamnă grija față de și siguranța pietonală, indiferent de cine merge pe stradă. Ești obligat până la urmă ca și oraș european să asiguri toate condițiile. Da, trebuiau asigurate corespunzător, pentru că așa cum vedeți, rampele sunt amplasate prost și nu pot fi folosite. E o idee să o notați pentru un proiect, dar bineînțeles și cei care se află acum la conducere ar trebui să ia măsuri. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Aș dori să-i transmit domnului consilier o problemă în legătură cu acele băbuțe care îi înșele o legătură de mărar. De, nu ar fi bine să le amenajeze și lor un loc unde își pot câștiga o pâine cinstit, și lăsându-i pe acei bișnițari care au, avem țigări, avem telefoane mobile de vânzare și despre ce vorbesc în piață. Haideți să aiște și acele femei în vârstă. Știu. Și și el o pâine cinstit și să nu mai fie nevoită să fie soldată de poliția locală și de națională, precum că sunt niște infractoare vânzându-și o marfă de 10 lei. Să fim serioși. Atât am avut de spus. Așa este, mulțumesc. O seară bună, la revedere. Așa este, sigur, e o măsură din punct de vedere administrativă, pentru că ești obligat să vinzi orice produs din punct de vedere a respectării normelor de igienă și a ceea ce înseamnă normele de securitate alimentară și siguranță alimentară, civilizat și așa cum trebuie. Acum, că vinde o legătură de pătrunjel sau chestiuni care le produc în grădina proprie acele băbuțe, acele femei în vârstă de la țară, care eu de acolo cumpăr.
Da, și cred că majoritatea și de acolo. Și ouă, când le văd că vin de la țară cu ouă de la țară, cumpăr de acolo. Dar, aveți încredere mai mare. Păi tocmai ar trebui să le și arătăm până la urmă, recunoștința. Nu, dar diferența dintre ceea ce spunea telespectatorul vis-a-vis de bijnițăreala anumitor persoane din piață, pentru că noaptea vin și le iau marfa și le dau temerceși și vând ei la ce preț și iau roșiile de nu știu unde și scriu pe ele roșii românești și le șterg un pic cu cârpa și le rup codițele, este până la urmă o crimă la adresa sănătății fiecarei persoane dintre noi, da? Dar, da, mai am câteva mesaje, o să vă rog până să sunați pe telefonul orice, de direct. Ceea ce înseamnă reguli din punct de vedere al administrării, al sănătății, al alimentelor, sunt de acord să fie respectate și să fie aplicate cu strictețe. Da. Alte câteva idei pentru dumneavoastră în calitate de consilier, poate ajutați pe oameni să-și mai rezolve din probleme. Spune cineva, bună ziua, locuiesc pe Bulevardul Unirii Nord, la blocul 23C. Sub ferestrele noastre, RER Buzău a amplasat două tomberoane pentru colectarea gunoiului stradal, lucru care ne deranjează atât din cauza mirosului, dar și a zgomotului pe care îl fac lucrătorii stradali, dar și pentru faptul că locuitorii de la casele vecine aduc gunoiul aici pe trotuar. Cum putem remedia această problemă? Am notat. O să văd și o să sesizez și eu conducerea societății de salubrizare exact ce se întâmplă acolo și ce măsuri sunt necesare a fi luate. Dar vi se pare normal să fie tomberoanele amplasate sub ferestrele oamenilor? Nu. Dacă sunt destinate tocmai pentru curățenia stradală și sunt la dispoziția celor care mătură și care fac separat de către asociația de proprietari din punct de vedere a colectării deșeului menajer, sunt obligați să-și ia măsurile necesare. Altcineva întreabă pe când un drum pe lângă bazinul de înot spre pod. Știți unde? Da. Când ar trebui să fie acolo un drum, spune telespectatorul. Când va fi prins în buget și când vor fi alocați bani pentru drumul respectiv, tocmai pentru a decongestiona circulația din zona Alea Sportului până la podul Mărăcineni. Și din câte am aflat, primarul Constantin Toma a spus că deocamdată se fac doar reparații, plombări pe aici pe acolo, pentru că nu sunt bani pentru alte lucrări. Așteptăm să înceapă și marele program de asfaltare, să sperăm că de data aceasta va fi cu noroc. De autobuze ce se mai aude? Întreabă un telespectator. Mai vin unele noi? Nu. Nu mai vin. Știi sigur că nu vin. Eu am depus anul trecut un proiect de hotărâre semnat de 8 consilieri prin care solicitam achiziția unui număr de 20 de autobuze, ținând cont de faptul că cele care circulă deja au 10 ani, deja au ieșit din acea garanție pe care a avut-o prin caietul de sarcini și prin contractul de leasing, autobuze care încet, încet le sunt necesare mai multe reparații decât ore de funcționare în stradă și sunt necesare o modernizare a parcului auto. Ca să nu mai vorbim de ceea ce înseamnă transport public de călători, aici municipalitatea trebuie să prezinte o poziție publică a ceea ce înseamnă transportul public, să vedem exact ce se întâmplă cu autobuzele, cu maxi-taxi, cu fiecare operator, cu traseul lui, cu tăblița lui din stația de autobuz, cu mașina lui, cu stațiile lui, cu clienții lui, cu fiecare cu al lui. Da, deci trebuie în primul rând și acolo trebuie aplicată legea. Trebuie aplicată legea, dar autobuze noi nu vin pentru că primăria nu are bani să le cumpere. La acest moment nu există o chestiune extrem de concretă. Bun. Să vorbim și despre un alt proiect pe care îl aveați dumneavoastră, tot la transport ne referim, dar de această dată cu taxiul. Ați avut o idee de a îi ajuta pe oamenii care au nevoie de o urgență la spital, pentru cei cu urgențe minore, să meargă la spital cu taxiul. Da. Un proiect care se pare că nu a fost aprobat. Din ce motive? Am avut o echipă de lucru cu mai mulți medici chirurgi din municipiul Buzău, prin care, tocmai pentru a degreva serviciul de ambulanță al municipiului Buzău, și nu neapărat al municipiului Buzău, ci poate fi extins la nivel național, pentru că știm ce înseamnă să chem salvarea, doar că
pentru o urgență minore, vorbesc aici, și câte apeluri sunt în special în perioadele de sărbători, cât este de solicitat, câte cheltuieli sunt, când și unde nu ajunge salvarea la cazurile grave atunci când trebuie să ajungă pentru că nu poate face față. Și am spus că pentru și funcționează acest sistem și acest mecanism în țările din Uniunea Europeană conform declarației medicilor chirurgi care lucrează pe la spitalul CFR, pe la unitatea de primire urgențe din Micro 14. Dumnealor au fost plecați în străinătate și au lucrat și au văzut cum funcționează un astfel de sistem. Să pot lua taxiul dacă am o urgență minoră și să pot ajunge rapid la spital, la prima unitate de primire urgentă pentru a fi tratat de medicul de specialitate. Pe baza bonului pe care îl iau de la taximetrist și pe baza scrisorii medicale pe care o iau, că e justificat drumul când am ajuns la, nu mă plimb până la spital cu taxiul și să-mi dea cineva banii că trebuia să ajung acolo, că aveam pe cineva în vizită sau orice alt motiv, să pot deconta acea cheltuială cu transport. De ce spun acest lucru? Pentru că, repet, cheltuieli infim de mici. Una e să chem o salvare din Micro 14 până în Dorobanți, care costă probabil 1 milion pe kilometru, cu tot ceea ce înseamnă echipaj medical, salvare și tot aparatura de specialitate, când pot să dau 5 lei sau 6 lei la serviciul de taxi, ajung și rapid, nu trebuie să aștept, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, de Paște sau alte sărbători legale, și atunci automat scoatem la lumină, pe de o parte, sistemul de transport taxi, taximetristul este obligat să-mi elibereze acel bon fiscal, să scot cursele la suprafață din punct de vedere fiscal, da? Degrevez sistemul de salvare pe acele cheltuieli foarte mari, disponibilizând o salvare cu echipaj medical, așa cum spuneam, și automat taxe și impozite la stat, locuri de muncă și un mecanism pus la punct pe această zonă de urgențe minore. Da, a fost o idee bună. Despre răspunsul pe care l-ați primit chiar de la RAE, dar Arafat, o să vorbim imediat, dar avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Alo, bună seara. Eu de fapt aș cere un ajutor domnului Ionescu, că de la asociația PT2 ne-a dispărut administratorul de 3 săptămâni. Cum a dispărut? Nu știm unde este Dorin. Cum? Dorin Bârșan. Dorin. Cum a dispărut? Păi a dispărut, nu știm nimic. Îl sunăm la telefon, nu cunoaștem nimic. Ați anunțat la poliție că a dispărut? Dar n-are familie. Doamnă, dar m-a luat în derâdere. Dar familia sau n-ați acasă? Nu, el e singur. Și nu... E bine, el a vreo 5 de... Dar știți pe Dorin de la... Păi cum să vă ia în derâdere? Mai e și singur după 48 de ore maxim, domne, trebuie să anunțați. Domne, mă înțelegeți că 3 săptămâni joi, care am avut ultima oară adunare generală, să alegem președinte. De atunci noi nu mai știm de el. Dar trebuie să facă încasări. Ne vine Urbițul, ne vine ăla. Rămânem aici fără utilități și toate cele. Exact. Învățați-ne, ajutați-ne și învățați-ne ce să facem. Repet, ați fost la poliție să anunțați? Doamna, am dat, vă rog să mă credeți, acum azi 3 săptămâni. Ați dat telefon sau ați mers să scrieți o declarație? Nu, la telefon. Am dat telefon ca să trimit acolo unde făcea el naveta la Becen, undeva acolo. Și la țară? Ne-am luat în derâdere așa. Nu, eu zic să mergeți la poliție să scrieți o declarație și să fie obligat să-l și caute. Fac o sesizare, sigur. Un fel de sesizare, da. Da. Că prin telefon mai greu. Zi, pe un post de... Da, din păcate n-avem atribuții de polițiști, așa că nu putem să... Nu, dar așa, în cercetări. Mă gândesc, știu că nu aveți. Asta cunosc, știu. Nu, neapărat ar trebui făcut, dacă spuneți că e o persoană singură și chiar n-ar fi un alt motiv. Nu, 53 de ani. Nu cunoaștem, nu știm, o fi în spitale, deci nu știm de el nimic. Și l-avem de 15-16 ani care este administrator, deci nu este o... Dar domnul Ionescu îl cunoaște. Am înțeles, o să mă interesez și eu mâine să sun. Păi tocmai asta, că îl cunoaște și vă rog eu din inima. Da, am notat, sigur. Sănătate. Vă mulțumim că ne-a semnalat această problemă, sănătate și dumneavoastră. Sărmâna. Da. E ciudat. Oricum, bănuiesc că ar trebui sesizată poliția, cum spuneam, pentru că altă soluție nu văd. Spune un telespectator, se militează pentru spații verzi. În parcul de la Sfinții Îngeri, tarabele vor intra în biserică. La final de mandat, domnul Bârlă
a spus la finalul de mandat al domnului Bârla, mai apărut lângă Piața de Flori încă un chioșc cu chiloți, spune telespectatorul. Acum bănuiesc că e doar o supoziție că e vina domnului Bârlă, dar situația este aceasta. Cum vi se pare că am spus și intră tarabele în biserică? La intervenția mai devreme, municipalitatea va trebui să arate o poziție fermă vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă construcții provizorii definitive cu divers comerț în ceea ce înseamnă parcuri și de ce nu o hotărâre de Consiliul Local care să stabilim exact o regulă de la început prin care să se interzică orice amplasament, orice construcție în parcurile din municipiul Buzău. Da, e și bine atunci, să notați și dumneavoastră toate aceste probleme ale oamenilor. O am notat. Pentru că le puteți propune mai departe. O am notată și e intenția mea de a iniția un proiect de hotărâre pe această temă. Și atunci stabilim o regulă foarte clară. Practic elimin orice suspiciune de a mai da cineva o probare. Da, sunteți conștient că trebuiau schimbate absolut regulile acestea de foarte multă vreme. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Vă ascultăm. Bună seara, semna. Bună seara. Bună seara. Fiți dreptul, sunt domnul Ionescu acolo la dumneavoastră. Este și aș vă ascultă. Mai multe să discutăm. În legătură cu, sunt că și consilierul principal al local al Buzăului. Nu, sunt cu legătura principal. În legătură cu apa de ploaie. Da. Ce se poate face? Să se schimbe legea, să dăm directorii jos de la RAM, că și dumneavoastră lucrează la RAM și consilier, puteți să ne așezați și lucrurile ca lumea. Am înțeles. Și, bun. Și în legătură cu administratora Mariana Lungu și cu președintele care este la administrator aici, la Micro 3. La ce asociație? Păi ce să facă? La ce asociație, nu ce face? Pun cu termen 17:2, Mariana Lungu, o știți foarte bine. Ne umflă listele de întreținere. De exemplu, care plătește, sunt la 10, plătește apa normal, li se mai bagă nu știu câți metri de apă potabilă, apă rece. Înțelegeți? Am înțeles. Și a zis că ea nu poate să controleze, n-are oameni ca să vină să citească apometrele de la cetățenii respectivi. Că ea nu se deplasează, că ea nu poate să facă, au consilieri acolo, e președintele, e ajutorul de președinte care stă la vis-a-vis de administrație acolo, de la punctul termen cu 17. Dacă nu, să se facă o lege în care să nu mai avem astfel. Stați puțin să vă zic, doamna Mariana Lungu este bolnavă cu capul și nu are voie să lucreze cu valori bănești. Dacă nu aveți un certificat de la psihiatru, vă rog să vă retrageți cuvintele. Păi are. Haideți să vorbim fără să jignim oamenii care nu sunt de față, da? Are, că lucrează 4 ore, are voie la 4 ore. Bun, o să verifice domnul Ionescu ce se întâmplă la punctul termic despre care ați vorbit. Da, asta este. Cine este președinte acolo? Roșu, nu știu cum dracu-l cheamă, e unul gras, care stă chiar puțin vis-a-vis de campus TV acolo așa, chiar vis-a-vis de campus, de lângă asociația, nu știu cum îi zice, că nu... Am înțeles. O să iau legătură mâine cu doamna și o să discut. O să discut mâine. Păi și altceva. Păi să băgăm și noi niște băieți tineri acolo, să aibă și aia de muncă, că am de muncă că e pentru cu 4 ore, dacă are 4 ore voie să lucreze, înseamnă că... Da, haideți că v-am spus, domnul Ionescu, să verifice și dacă e vreo problemă, cu siguranță se vor lua măsuri. Vă mulțumim pentru intervenție. Bună seara. Se referă un telespectator la ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme cu taxiul la UPU și spune problema nu este cu ce ajung la spital, ci cum sunt primit la urgențe și cât de repede sunt tratat. E o altă problemă, dar nu neapărat din vina medicilor. Ce ține de sistemul medical în ansamblu? Este din vina faptului că nu avem medici de ajuns. Exact, exact. Și e normal să, sigur, să fie așa. Am discutat și ideea a venit pe această direcție și pe această temă tocmai pentru a degreva și pentru a da posibilitatea cazurilor într-adevăr grave să se ocupe și să poată ajunge acolo serviciul de ambulanță. Și nici de cum de a te juca sau de a te plimba cu salvare. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Să rămână. Bună seara. Să trăiți, domnul Bebe Ionescu. Bună seara. Locuiesc în cartierul Poștei, în zona podului de la Drăgaică.
Am mai făcut sezizări, am mai așa. Ne-au omorât șobolani din cauza gunoiului care sunt aici sub pod. Deci în partea cu De Filipescu. Da. Și au venit cei de la RER. Așa. S-au întins țiganiada la umbră. S-o oferă după fadromă și după mașină, s-au întins încă bine, bine mergi. Au stat vreo două ore pe aici, apoi au plecat și... Când au fost? Totul... Păi, să zic că acum două săptămâni, cred. Dar n-au rezolvat nimica și n-au luat un gunoi. Dacă aveți posibilitatea, am veniți înțeles. Și uitați-vă să vedeți ce e aici. Am înțeles, o să se sesizez. Da, este adevărat că am fost și noi acolo. Ați mai sunat dumneavoastră odată da, și au fost colegii mei. Da, și într-adevăr e o problemă și a celor care tot aruncă de pe pod gunoaiele. Da, ar trebui și da, lucrat și din acest punct de vedere, dar știți cum e, bunul simț uneori lipsește. Eu vă mulțumesc pentru intervenție, o seară frumoasă. Bună seară, mulțumesc. La revedere. Da, e acolo problema, este întotdeauna aceeași, nu se rezolvă nimic. E o zonă de obișnuință unde se aruncă gunoi, probabil. Da, exact. Spuneți-mi despre răspunsul domnului Raed Arafat. Ce v-a spus? Sigur, domnul doctor Raed Arafat a dat un răspuns, sigur, din partea Guvernului României, prin care nu consideră oportun o astfel de măsură, sper la acest moment, pentru că actualul cadru legislativ și actualul mecanism funcționează foarte bine în România și motivează faptul că în momentul în care cineva ar veni cu alt mijloc de transport din punct de vedere a unei urgențe, nefiind însoțit de un echipaj medical de specialitate, ar pune în pericol viața persoanei respective. Da, în momentul în care eu mă urc în mașină sau duc pe cineva cu mașina simțindu-se rău sau având o urgență medicală minoră ce nu necesită o intervenție de pe salvare, este același lucru cu... Da. Să vedem exact. Oricum, spuneați că acest sistem funcționează acest sistem, în alte sigur țări. Că, da, funcționează și nu abandonez această idee. O să văd exact dacă poate fi promovat printr-un act normativ la nivelul Parlamentului României. Ținând cont și de faptul că noi nu prea avem ambulanțe, și... sunt foarte exact, puține exact. Și nu e bine să le luăm de la cazurile foarte grave. Repet, dacă cuiva vine rău din zona de aici, din micro 3, sau a căzut, sau probabil... o chestiune minoră și vrea să ajungă la unitatea de primire urgență cu mașină, cu un sistem taxi, poate ajunge foarte rapid și cu costuri foarte mici, decât să sun să aștept să vină salvarea și costurile de deplasare al echipajului medical sunt de 10-100 de ori mai mari. Mai vorbim cu un telespectator. Bună seara! Sunteți în direct, vă ascultăm. Aș vrea să pun și eu... Bună seara! Să-l întreb pe domnul Ionescu de Parco, de la Metalurgica. Ce anume? Păi unde este Parco de acolo, dacă dânsul l-a prins? Să dai și televizorul un pic mai încet, pentru că vă auzim da. Greu. La ce vă referiți concret? Păi pe, la intrare, la ieșire din Buzău, da. Spre Brăila, era un parc. Era un domeniu public. Da. La Metalurgica acolo. Acolo a apărut un restaurant, a apărut pe domeniul public. E legal așa ceva? Din moment ce a fost emisă autorizația de construire și a avut avizul Consiliul Local de acum 5-6 ani... Dar probabil că a fost că vândut legal. Terenul respectiv. Nu are cum să fie vândut. Dar e domeniul public acolo. A fost un parc cu fântâna arteziană. Domnul Tomal știe foarte bine că dânsul a fost director acolo la Metalurgica. Chiar în apropiere. Chiar o să ne interesăm. Era un parc cu canapele, chiar la ieșire, la intrare, era de odihnă, era nemaipomenit. Nu se poate ca pe un domeniu public să fie vândut, să facă un restaurant. Nu se poate. Dacă era particular, da, sau loc. Dar a fost domeniu public. Deci era de când este restaurantul acolo? Păi nu pot să vă spun de cât timp. De foarte mult timp? Sunt câțiva ani. Aha. 2, 3, 5, nu știu. Da, o să ne interesăm. O altă întrebare pentru domnul Ionescu mai aveți? No, atât deocamdată. Vă mulțumim. Seară bună. Chiar o să ne interesăm. O seară bună, la revedere. Mai spune un telespectator, vă întreabă de fapt dacă știți ceva, când se redeschide pasajul de la Bisericuța Copiilor, așa cum s-a tot promis.
Se deschide sau nu pasajul de acolo? La acest moment nu știu ce să vă spun, nu cred la acest moment. El are nevoie de o serie de reabilitări, modernizări pentru a fi redeschis traficul. Nu întâmplător a fost construit acel pasaj, tocmai pentru a putea trece de pe o parte pe cealaltă a Bulevardului Unirii și nu ajunge până la trecerea de pietoni din ambele capete pentru a scurta drumul. Este un obiectiv, să spun așa, din punct de vedere al circulației foarte, foarte bun și merită a fi deschis. Un alt telespectator, bună seara, sunt locuitor al străzii Simila la căminele de nefamilii și întreb din nou când se asfaltează și la noi, că de 16 ani primim promisiuni. Nu știu care este programul municipalității de asfaltare în această zonă. Sigur nu în viitorul apropiat, nu se va asfalta în viitorul apropiat, așteptăm și noi cu interes lansarea programului de asfaltări, care să cuprindă toate zonele unde nu s-au mai făcut lucrări de foarte multă vreme sau nu s-au făcut deloc. Domnule Ionescu, v-ați notat toate întrebările, notat, sper, da, și le puteți transmite mai departe. Absolut. Sau le puteți transforma în proiecte astfel încât să fie rezolvate aceste probleme. Exact. Eu vă mulțumesc pentru și prezență. Mulțumesc, cu mare plăcere oricând. Și vă mai așteptăm cu mare drag. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează în câteva minute jurnalul Campus TV. O seară frumoasă, la revedere!